Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu o mâncare de linte cu spanac. Este după rețeta tradițională Palak Dal sau Dal Palak din India. Dar din păcate eu nu voi folosi curry pentru că nu prea este adorat de membrii familiei. Voi pune doar sare și piper. Avem nevoie de 2 morcovrași răzătoare mică, de o ceapă roșie mare, tăiată mărunt, de linte 200 de grame pe care am ținut-o în apă cu zeama de la o lămâie timp de o noapte pentru a se înmuia foarte bine, pentru a-și dubla volumul, de jumătate de kilogram de spanac, de ulei de măsline aproximativ 50 de ml și de 3-4 linguri de bulion concentrat, sare și piper. Dacă vă place, veți pune și usturoi granulat sau căței de usturoi tăiați mărunt. Eu am pus la sfârșit. Această mâncare o puteți folosi ca și garnitură, dar și ca mâncare separată pentru zilele de post. Eu am făcut separat și un grătar din piept de pui sau piept de pui prăjit sau pulpe de pui dezosate, prăjite, cum vă place. Într-o tigaie bine încinsă, eu voi folosi această oală de fontă, vom pune uleiul de măsline la încins. Este un ulei de măsline care rezistă și termic. Nu este extra virgin. Vom adăuga ceapa, morcovul ras mărunt împreună, peste care vom pune încetul cu încetul lintea, adăugând pe urmă o cană de 250 ml de apă, lăsând-o să mai fiarbă aproximativ 15-20 de minute alături de ceapa și morcovul călit. Un secret este aici, aveți mare grijă, dacă nu țineți lintea la înmuiat, ca să-și dubleze volumul, va fi cam greu de digerat. Lintea, după cum poate știați, este o plantă leguminoasă foarte sănătoasă, de la care folosim aceste semințe care conțin multe fibre și proteine. Este adorată alături de năut și alte cereale sau alte plante leguminoase. Este adorată de cei care țin regim vegan sau vegetarian. Vom adăuga, după ce a fiert bine lintea, după aproximativ un sfert de oră, vom adăuga și spanacul. Îl vom lăsa să se înmoaie alături de celelalte ingrediente, după care vom adăuga bulionul concentrat, sare și piper după gust. Puteți adăuga și puțină zeamă de lămâie, dacă vi se pare prea dulce, nouă ne place așa, dar am adăugat la sfârșit puțin usturoi granulat pentru gust. Eu o mănânc așa simplă, dar cei care nu țin post o vor folosi drept garnitură alături de o fripturică din piept de pui trasă puțin în ulei de măsline cu usturoi și cu condimente. Este o rețetă foarte sănătoasă pe care vă recomand din toată inima, mai ales în perioada postului. Din linte putem face și supe și diferite creme. Pateul v-am mai arătat, eu vă voi lăsa un link în descriere, pateul de linte care este foarte, foarte sănătos. Vă mulțumesc că mi-ați vizionat acest videoclip, sper să faceți din rețetele mele, să le preparați și ceea ce pot să vă urez este să aveți sănătate și o duminică cât mai frumoasă în continuare, dragii mei!